Salutare! Pe lângă întrebările legate de instalarea IMPA sau ISTA pe calculator, mulți dintre cei care cumpără interfețe de diagnoză de la mine vin cu întrebări legate de modul în care poate fi folosit programul ISTA pentru a face diagnoze. Și în acest video o să vă dau un astfel de exemplu, pentru că pe mașina mea am o eroare și aveam prilejul să fac un astfel de video în care să vă arăt cum se poate rula o sesiune de diagnoză. Dacă aveți și alte întrebări similare, vă rog să le lăsați în secțiunea de comentarii, iar dacă acest video vi se pare util, dați un like și eventual un share, un subscribe la canal. Mersi! Și acum o să trecem la înregistrarea din mașină, unde efectiv arăt cum se folosește softul. Eu am o eroare pe motor și mă folosesc de prilejul ăsta ca să vă arăt cum se poate face diagnoză. Și o să dau să vedem ce erori sunt pe motor. Și avem două erori legate de acele clapete aflate în galeria de admisie. Swerve flaps. Da? Și o să dăm aici Calculate Test Plan. Da, și se pot face teste care să ne arate dacă galeria de admisie este încărcată cu depuneri și actuatorul de la acele clapete. Da, pentru că poziția în care sunt clapetele poate fi influențată ori de actuator, ori de mizerie depusă în galeria de admisie. Da? Și o să dăm display. Da? Ni se dau tot felul de explicații pe care este bine să le citiți ca să înțelegeți ce reprezintă rezultatele acelor teste. Eu nu o să stau acum să vă explic lucrurile astea, nici nu sunt mecanic, nici nu mă pricep și oricum ăsta e un caz particular, dar e bine să citiți aceste informații că vă ajută să interpretați rezultatele testului. Da? Și mergem mai departe, dăm Next. La fel, explicații care e bine să fie citite. Aici ne spune ce condiții trebuie să îndeplinim ca să putem rula testul, spre exemplu, na, să nu fie pedala de frână apăsată, lichidul de răcire să aibă mai mult de 50 de grade, în funcție de ce test se rulează, sunt diferite condiții. Dăm Next, da? Și programul o să controleze automat turația motorului, poziția clapetelor, poziția ghereului, da? Deci diversi parametri vor fi controlați automat de către program și se măsoară ce spun senzorii și în funcție de rezultat se stabilește unde e problema. Bun. Și acum am o cameră care filmează turometru, să vedeți cum se turează motorul de unul singur. Bun. Și acum dăm Next. Motorul se turează singur până la 2500 de rotații. S-a turat singur până la 3000 de rotații. Și acum la 3500 de rotații. Da, și face și o analiză, ne spune că la fiecare treaptă de turație dacă a fost ok sau nu. Mai departe o să facă un alt test unde verifică cantitatea de aer care este trasă în cilindri în funcție de poziția clapetelor. Și tot așa motorul este turat automat de către soft.
Și aici vedem pe grafic parametri. Da, și aici era important să vedem cum variază cantitatea de aer admis în funcție de deturație. Dar, în fine, deci asta e doar un fel de exemplu. Aici vedem în partea de sus ce comandă se dă valvei și cât de repede valva execută acea comandă. Trecem mai departe. Bun. Da, și cam asta a fost. Concluzia este că am galeria de admisie încărcată cu depuneri. Da, pentru că pe măsură ce a crescut turația, n-a reușit să tragă suficient aer cât ar fi trebuit. Dacă galeria n-ar fi fost încărcată, chiar și la turație mai mare, când este nevoie să tragă mai mult aer, ar fi putut face lucrul ăsta. Bun, dar ăsta a fost așa, doar un exemplu, nu... Na, ca să vedeți cum se folosește programul pentru a face diagnoza. Sper să vă fie de folos și dacă vă este, vă rog, dați un like și un subscribe la canal.